mai bine. Opa! A? Mai Ionel. Ok. E frumos. Vă plac? Dați la rivieri. Hai, Astăzi vreau să salut toți locuitorii orașului și raionului Drochea. Sunt în ospiție la doamna primar Nina Cheretiev. Dumnezeu este deja noul an primar orașului Drochea. Și astăzi noi continuăm prin țară cu caravana pentru copii. Am fost în mai multe localități, am fost în orașul natal Fălești, în Cantimir, în Glodenia, Rășcani. Pentru toate orașele unde avem primari din partea partidului nostru. Și astăzi iar că am ajuns la Drochea. Este o zi foarte frumoasă, astăzi este duminică, este ultima zi când mai funcționează aceste atracțiuni. Am văzut foarte mulți copii, și mai mici și mai mari. Și eu cred că această tradiție trebuie să o facem anual, deoarece ca toți copiii să aibă posibilitate gratis să meargă la atracțiuni, dar nu doar unii. Eu sunt bucuros că noi am reușit ceva să facem în Drochea. Noi suntem bucuroși de fiecare dată să te avem ca oaspete la noi în oraș. De fapt, nu ești oaspete, dar ești deja ca unul dintre ai noștri. Mai ales că de fiecare dată când vii, niciodată nu vii cu mâinile goale. Adică mă refer că de fiecare dată aduci cadouri și faci lucruri bune pentru drochieni. Mă refer acum la tot raionul, nu doar la orășeni, pentru toți copiii din tot raionul. Mai ales de această dată, pentru că a fost recent Ziua Internațională a Copilului și asta a fost un cadou extraordinar pentru copii. Noi știm foarte bine, eu de exemplu nu dau voie la caruselul cu plată să vii în oraș, pentru că nu toți părinții își permit să aducă copiii, pentru că ele sunt destul de costisitoare și chiar mă roagă ca să nu le dau voie, pentru că ei nu pot să-și refuză copiii. Copiii vin acasă, plâng. Copiii vin acasă, plâng, că vor, dar părinții nu toți pot să refuză copiii. Dar acesta este un cadou extraordinar de mare pentru copiii noștri, evident. Din păcate, au fost timpul, nu chiar multe prielnic, zile cu ploaie, multe zile cu ploaie și ei nu prea au putut să se bucure, dar îi vedem astăzi ce, cât de numeroși sunt aici, cât de mulți se bucură. Dar nu e nimic mai frumos decât zâmbătul copilului. Decât zâmbătul copilului. Da, așa că, deci, anul ăsta ca cadou pentru orașul Drochea și ei din raion, noi cu doamna primar vrem să aducem aminte. Acum, o lună în urmă, am adus pentru lacul orășănesc 2 tone de crab și tostolop. Dacă pentru cei din oraș, din raion, 2 tone de pește, sper că până în toamnă se devie deja mai multe tone decât 2. Și această distracție pentru copii, ca să sprijinim încă o dată copiii noștri, că toți copiii trebuie să fie egali și toți copiii au dreptul la fericire. Corect, doamnă primar? Așa este. La noi doar e sila pravdii și pentru mondul, corect? Mulțumim! Mersi!